Deci noi, cu cine votăm noi? Cu cine votăm noi? Cu cine votăm? Tinerii arată o totală lipsă de interes în ceea ce privește viitorul României. Vei vota la prezidențiale? Nu! De ce? Că nu am cu cine. Dragă, pe Elgheu Abar, dar nu mai la știri deloc. Și la alegeri ce o să faci? Cu niciun. Nu, mă mai gândesc. Mă grăbesc, nu pot să răspund. Nu. Chiar și candidații la președinție sunt un mister pentru mulți. Poți să-mi zici doi candidați în afară de Udrea, Iohannis și Ponta? Nu. Nu prea știi? Știi măcar cât sunt? Ce... Nu pot să zic că sunt foarte interesat. Din ce cauză? Nu sunt bine informat. Și nici nu am căutat să mă informez. Nu știu exact despre toți, dar majoritatea știu. Nu prea am făcut treaba asta. N-ai... Pota, nici nu sunt din oraș. Eu alegător, eu apropitat, eu pentru cine votez? În viziunea românilor, viitorul președinte ar trebui să se preocupe mai mult de țară. Ce-ți dorești tu de la nou președinte? Zic să nu mai fie așa de multă dezordine, pur și simplu, în țara asta. Și să legalizeze marihuana. Dar ce pretenții putem avea de la tineri când alți români cu o presupusă experiență în spate nu au absolut nicio idee despre numele țării în care trăiesc? Este crunta realitate surprinsă de jurnalistul Răzvan Anghelescu. Cum se numește aici țara noastră? Nu știu. Țara noastră, domn. Nu știu. Nu știu. Cum nu știți? Nu știu. Cum se numește țara noastră? Bazapte așa prin surprindere. Aolo. Alemani cu istoria. Pe moment îmi vine în cap. Mi-a dat prea repede și m-a zis. Ceva cunosc, dar nu vine acum. Vine exact numele țării în care trăim. Dacă nu-i învață la școală, deci nici noi nu...